Bună să fie ziua în casa voastră, prieteni, dragi colegi, cei care sunt gata să înfrunte seara de azi și să fie alături de noi în cadrul webinarului despre marketing. Azi noi discutăm despre departamentul de marketing și probabil ați văzut subiectul, planul de marketing pentru anul 2021. Vreau să-mi spuneți dacă se aude și se vede, haideți să-mi scrieți în comentariu de la 1 la 10 sau da sau nu, se aude, se vede, suntem conectați, tot e bine la noi, tot e în normă, suntem gata să începem și să putem să lucrăm cu voi în regim normal. Haideți să văd. Eu un pic ochii când îi dau în jos, eu vă văd aici pe voi, asta înseamnă că așa totul este perfect, super, dragi prieteni, se aude. Bun, colegi, vă spuneam, tema pe care vreau astăzi să o abordez eu este tema de marketing, respectiv subiectul de marketing a devenit tot mai relevant și mai relevant pentru piața noastră, pentru că dacă înainte marketingul era marketing, pe urmă au apărut rețelele de socializare și marketingul a devenit social media marketing, acum social media este așa de tare violată că tot mai mulți revin la origini și zic stați o leacă. Nu mă postări pe Facebook și pe Instagram, nu-i de ajuns. Trebuie să mai conectăm și alte canale, trebuie să mai facem și niște studii de piață, trebuie să mai facem și una, și a doua, și a treia. Respectiv, eu azi sunt aici ca noi să discutăm cu voi despre planul de marketing, despre, în general, marketingul anului 2021. Atmosfera de azi, pentru mine, am zis să fie una așa mai, simțiți, mai degajată, eu cam așa arăt eu, e ca Nicoleta aici se vede din partea dreaptă, ea face story. În jurul meu este destul de tehnic ca eu să arăt cum arăt, dar indiferent de tehnică și orice, vreau să înțeleg cine azi este la noi în ospiție. Cine azi a venit la noi la webinar, avem peste 130-150 de participanți, în webinar vor fi 50-70 de persoane, dar ca să spuneți prietenilor, puteți faceți un stories și să tăguiți talmazan.md. Ultimul meu și unicul meu stories pentru ziua de azi este că noi am început webinarul și prin swipe ei nimeresc direct în cadrul webinarului nostru, link-ul valabil 24 de ore, așa că faceți un stories acum și spuneți, am început webinarul Planul de Marketing pentru anul 2021, intrați la Dumitru Talmazan și faceți un swipe pentru a beneficia de conținutul din cadrul webinarului nostru. Așa, deci, eu sunt oaspete, Nicu. Așa, haideți să vedem care este funcția voastră. Când noi vorbim despre marketing, asta marketing, apropo, acest training îl facem a doua oară, l-am făcut în 2020 și a intrat destul de bine la oameni, au apărut întrebări, am zis că un pic să dăm detalizare pe anumite subiecte și să explicăm unele lucruri. De ce vreau să înțeleg care sunt ocupațiile voastre, cei peste 30 de persoane care deja s-au conectat, care este job title-ul vostru, ce fel de interacțiune aveți voi cu marketingul? Care este direcția în care voi vă dezvoltați? Sunteți student, sunteți freelancer, sunteți director de departament de marketing, vreți să fiți director de departament de marketing, sunteți director de companie și prin cumul SMM, vânzător, descărcător și главный specialist la voi în companie. Așa, SMM, șomer, asistent marketing, ok. Pietro, asistent, așa, haideți, 31 de suflete, dragi efirului nostru, haideți să ne conectăm, student, marketing, am înțeles, ok, bun. Până voi răspundeți și eu aștept ca voi să răspundeți maximal sincer și repede, prefer să lăsăm deoparte toate formalitățile și să, director și fondator Vasile, salut Vasile, și să încercăm să avem un dialog sincer. Uitați-vă, eu cred că în Republica Moldova aproape că departamente de marketing nu există. Luând în vedere că noi avem business mic și mediu, mediu și mijlociu, business mare,
care are bugete de peste 10.000 de euro pe lună. E foarte puțin business de asta. Și audiența care este aici, bănuiesc că puțin probabil la voi bugetul de marketing este 10.000 de euro sau 5.000 de euro sau măcar 2.000 de euro sau câțiva. Respectiv, marketingul în Republica Moldova este așa, pe auzite. O parte din informația pe care eu azi am pregătit-o este în baza case-urilor pe care noi am trecut în cele zeci de companii de rang mare și mic, partenerii din Statele Unite sau partenerii din Rusia pe care noi avem prin agenții și proiecte cu care noi lucrăm. Și vreau azi să răspund la o întrebare. În ce direcție trebuie să construim departamentul nostru de marketing sau să activăm instrumente de marketing per situație? Mie îmi spune Dumitru Talmazan și eu ultimii ani lucrez destul de activ în domeniul social media. Sunt certificat Facebook, sunt certificat MBA, antreprenor digital de 6 ani de zile activez în acest segment și lucrez tare, tare, tare activ. Experiența mea prin care eu azi vă vorbesc o să fie prin prisma companiilor SAP Digital Team, Talmazan School, avem și Digital We Do, un nou proiect, încă nu este în grilă, dar este compania din Statele Unite. Lucrez și promovez expertiza mea pe companiile Business Mold, este Universitatea Sinergie, Talmazan School, Sidorian Lab, parteneri din Rusia, Hong Kong, Moldova, România. Aceste lucruri vă zic pentru că aceste cifre sunt despre faptul că azi eu o să vă dau câteva tabele, schițe, gânduri. Dar vreau azi să rămână în continuare cei care vor să înțeleagă din ce este acest fel de mâncare marketing și care e scopul lui. Pentru că am încercat să elaborăm structura webinarului în format de să vă dăm niște tabele. Și data trecută am dat niște tabele și le-au solicitat peste 50 de persoane, dar în jur de 3-5 persoane au clicat pe link pentru că noi trecem link-ul prin UTM referral și noi vedem că nimeni nu clichează. Vreau să trecem de etapa și să ieșim din paradigma prezenței în webinar de dragul ha-ha-ha și hai să ascultăm ceva interesant. Vreau să rămână aici 40 de oameni care vor să înțeleagă, dar ce este marketing? Dar cum el poate fi? Ce fel de companie eu sunt și ce fel de marketing pot avea eu în contextul dat? Azi nu o să avem vânzări. Deci dacă vreți cumpărați ceva de la noi, nu azi. Azi vânzări nu sunt. Azi vreau să comunic despre marketing pentru mine acest tip de webinar și acest produs, departamentul de marketing, este strategic ca dezvoltare, în primul rând, personală. Noi avem integrarea departamentului de marketing în activa companiei și o parte din probleme cu care eu mă confrunt acolo vreau azi să vă povestesc. O să avem și sesiunea de întrebări în care putem discuta despre stânga-dreapta, ce facem noi la nivel de social media sau alte chestii. Calea mea către tot ce înseamnă social media a început în anul 2013, unde când eu lucram PR manager la Adra Moldova, mi-am deschis propria afacere, după care am activat ca social media manager la Aqua Trade, OM, Niagara, Granat, Digital Strategie, după care din 2018 am început să activez mai profesionist în direcția de antreprenoriat și să lucrăm în peste 4 țări, activ cu reprezentanță și cu echipe, iar clienții noștri sunt din toată lumea, ei sunt de pe tot vectorul, de spectru de servicii, începând de la consultanță, finanțând cu construcții, finanțând cu telecomunicații, produse, servicii, orice, elementul de capacitate a informației am multă și vreau azi să încercăm, dacă veți putea, prin comentarii, să dialogăm pentru ca să-mi dau seama dacă merg în direcția corectă sau nu. Scopul final acestui webinar și ascultând scopul, dacă vreți să-l atingeți, rămâneți. Dacă nu, faceți tag, stories și puneți-ne un like și mulțumiți-ne că suntem live. Este ca să înțelegem, dar și asta departament de marketing, cu ce el se mănâncă, ce ar conține și cum să-l creăm. Cu pași concreți,
cu exemple, screen-uri și tabele. Ori rămâne numai să faceți screen și să dați un search în Google sau să refaceți rewriting din ceea ce vă dau eu. Dacă sunteți pentru, dacă sunteți gata, puneți un foc în comentariu, scrieți agoni, foc, fire, plus gazul, orice ce ar însemna că voi sunteți gata, eu așa am luat-o mai pasiv și haideți să începem departamentul nostru de marketing. Vă dați seama, eu aici singurel stau, vreau energia voastră să o simt ca să pot și eu simți acest element, foc la ghete, Sorin Dodon. Așa, să începem. Don Don asta go-go, cred că, da? În alte limbi, Sorin. Bun. Ziceam despre elementul consultanții noastre. Noi lucrăm cu top companii în direcția de consultanță. Dar, pornind la drum, vreau să pornim cu un mesaj, că un plan de marketing ar însemna, și atenție, ce înseamnă un plan de marketing? Notați-vă screen, scrieți-vă fiecare cuvânță. Dacă veți implementa tot ce acum spun în următoarele 16 fraze, veți câștiga foarte multe în departamentele voastre de marketing. Un plan de marketing înseamnă, în viziunea mea și în viziunea altor savanți, neapărat prezența și monitorizarea rapoartelor. Neapărat și prezența unui audit intern a companiei. De la asta pornim noi la crearea unui departament de marketing. Tehnica AIDA, despre ea să povestim neapărat azi. Despre avatarul clientului, strategie de piață, despre tehnica SMART, despre jobs to be done, despre strategie de preț, despre folosirea multi-channel. Am e dureroasă tema asta cu multi-channel tare. Despre ecosistemul digital, despre cei care vor să dezvolte un brand mai puternic și vor să activeze misiuni, viziuni, valori și toate celelalte care țin de împachetarea emoțională, poate. Strategie de produs. Sistem de CRM neapărat ar fi bine să fie integrat departamentul de marketing în departamentul de vânzări printr-un sistem de CRM ca să fie o continuitate. Auditul extern, analiza de piață, tehnica pop and pod, brand book-ul dacă l-aveți, analiza concurenței, pâlnea de marketing, planul de acțiuni pe săptămână, pe lună, pe an, tone of voice, bugetul de marketing, echipă de care, canale de care, convertoare, customer journey map, toate aceste momente țin parte de instrumente cu care urmează să lucreze un social media manager care vrea să lucreze un departament de marketing sau, mai bine zis, un marketolog care vrea să activeze mai mult buget. De ce? Vă explic. Nu poți să atingi un rezultat mai bun decât anul trecut folosind aceleași instrumente. Ipoteza vreau să fie înțeleasă corect. Cineva va putea. Dar dacă acum în chat sunt peste 50 de persoane, nu pot toate 50 de persoane să facă aceleași acțiuni care le-au făcut anul trecut să primească același rezultat. S-a schimbat piața, s-a schimbat gândirea, s-a schimbat produsul, s-a schimbat multe, multe lucruri s-a schimbat. Respectiv, noi avem o altă idee că trebuie să schimbăm și instrumentele și atitudinea ca să avem un rezultat mai mare. De aceea, cei care vor să lucreze în social media azi au nevoie urgent de integrarea în digital comunicare, în departamentul de marketing, o bună parte din aceste instrumente. O bună parte din aceste instrumente ar fi bine să fie integrate. Dacă la voi, întâmplător, a dispărut semnalul, vă rog mult, clicați pe reconectați. Este un buton reconectați, clicați pe el și semnalul va apărea cu siguranță 100%. Garantăm verificat și tot să fie bine. Respectiv, spuneam despre faptul că must have o parte din instrumente. Eu pe rând o să vorbesc despre aceste instrumente și o să vă dau cumva mai multe detalii la nivelul de ce și cum el arată. Când vorbim despre marketing,
Este așa un concept care e foarte, foarte vital, în care zice că dacă tu nu plătești pentru produs, tu ești produsul. Îl luați în considerație pentru că cei care vor să lucreze în marketing va trebui sau să plătiți ulterior sau alții să vă plătească. Sau ei vor fi produsul vostru. La ce se referă Facebook, spre exemplu? Da, noi nu plătim pentru Facebook, stăm și facem scrolling, dar Facebook ne folosește pe noi ca audiență sau bază de date pentru ca să vândă la promotori. De aceea când deseori se descarcă un PDF gratuit, practic el nu costă nimic, dar tu nimerești într-o bază și pe urmă o să încerce să-ți vândă vreun produs. Este strategie din marketing și în cazul ăsta asta este pe de o parte și normal. Marketingul creează branduri. Brandul vinde și servicii, produse și idei. Colegi, prieteni și toți cei care lucrează în sistemul de vânzări și marketing. Azi noi nu suntem în etapa în care numai dorința voastră ca să vindeți ajută la vânzare. Noi suntem într-o etapă în care a crescut concurența exponențial. Noi avem o luptă crâncenă la nivel de CPM, CPC, CPL, cost per click, cost per vizualizare, cost per 1000 de afișări, cost per lead. Respectiv, oamenii deseori cumpără de la cei pe care îi cunosc. Fiți de acord. Și atunci, dacă veți fi de acord sau veți contempla și o să ajungeți la conștientizarea că oamenii deseori cumpără de la cei pe care deja îi cunosc, o să aibă sens și fraza că brandul vinde servicii, produsele, iar marketingul creează branduri. Scopul departamentului de marketing sau scopul elementului de dezvoltare a instrumentelor de marketing la voi în afacere este în mare parte să creați numele companiei voastre. Iar numele și asocierea despre care discutăm mai departe o să vă permite să vindeți după asta produsele mult, 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 mult mai ieftin și mai bine. Sunt trei nivele și vreau voi să le ascultați foarte atent, pentru că după al treilea nivel o să vă rog să-mi răspundeți cu 1, 2 sau 3 în care din nivele voi vă regăsiți sau care din nivele sunt mai relevante pentru afacerea voastră sau afacerea în care voi vă aflați. Deci trei nivele prin care din start trebuie să vă calibrați, pentru că mai departe dansul, muzica o să pun acela și de aceea care se află la nivelul corespunzător. Trei nivele despre care discutăm, primul din ele este micro startup. Asta este un nivel de afacere care presupune că voi faceți niște postări clasice în social media, câteodată mai faceți câte o promovare a unei postări, gen boost post. Probabil folosiți email marketing în format clasic sau în format unei baze cumpărate. Comunicați activ prin Viber, WhatsApp, expediați mesaje. De regulă, aici la noi se regăsește un om care face totul. El este și director și SMM sau este director plus un om care face tot marketingul acestui micro startup. Bugetul de marketing vreo 3000 de euro pe an. Asta e vreo 200-500 de euro pe lună. Tech marketing. Noi aici, când spunem de marketing buget, asta înseamnă și poză, și video, și buget de promovare, și flyere, tot ce ține de instrumentul de marketing. Asta este primul nivel și voi trebuie să vă întrebați, eu sunt cam aici sau eu sunt la nivelul 2, spre exemplu. Și nivelul 2 înseamnă că este un business intuitiv. Apropo, multe afaceri se rețin anume la acest nivel. Ei evoluează de la nivelul micro-app sau startup de ăsta micuț, la evoluează la business-ul intuitiv și acolo se întâmplă minunea. Acolo noi avem deja o leacă de conștientizare cine este clientul nostru, cine este avatarul nostru. Începem să dezvoltăm comunicarea multichannel și Facebook și Instagram, poate și Google. Investim în brand, într-o revistă, un boost post, ceva mai complex. Facem videoproducție, facem fotoproducție, creăm campanii, prezența online și offline. Avem chiar și angajați deja, nu un om, avem chiar poate un om numai pe SMM sau om numai pe digital. De la 1 la 3 persoane, departament, bugetul nostru este anual de vreo 20.000, 30.000 de euro, respectiv ajungem la vreo 1.000, 2.000 de euro pe lună. Spre exemplu, compania mea se află momentan inclusiv la nivelul 2. Acum vă spun din nivelul 3 și pe urmă o să-mi răspundeți în care din direcții voi
faceți parte, respectiv nivelul 2 sunt cele mai multe, asta e средний малый бизнес în rusă se cheamă, respectiv la nivelul 3 între businessul conștient. Foarte interesant să lucrezi aici, pentru că businessul conștient deja are KPI, oameni, plan, rapoarte, viziuni, angajați, marketingul anual e de vreo 50, 100.000 de euro, 4, 5, 6, 7.000 de euro pe lună, scheltui pe businessul conștient. Dar vreau să vă atrag atenție la un element, uitați-vă, KPI, oameni, plan. Greșeala care se întâmplă în companiile noastre este că tu în stadia de startup îți pui KPI-uri de parcă ești în stadia conștientă. Neavând buget, neavând oameni. Greșeala este că în stadia de multi-channel communication tu nu îți poți să-ți asiguri un buget de promovare măcar 300 de euro stabil. Și tu spui, noi vrem să avem 100.000 de euro anual venit sau profit. Și tu n-ai măcar 5%, adică 5.000 de euro pe an buget de promovare. Vreau ca specialiștii care sunt la început de cale sau care au interacțiune cu compania, voi puteți să descompuneți pentru șeful vostru acest moment și spuneți, șeful, eu sunt în departamentul de marketing. Mie ni se dă 100 de euro și spuneți de la-i ciuda. Adică, deseori, pe umerii marketingului se pune succesul business-ului. Asta e absurd. Adică, nu poate marketingul care n-are, nu știu, măcar 10, 20, 30% din bugetul profitului care tu îl vrei, vrei 100.000, 30.000 trebuie să bagă în buget. Eu această conștientizare am realizat-o în ultimele 3-4 luni de zile. Acum eu personal, sincer vă spun, eu planific pentru brandul Talmazan în care intră câteva proiectul brandul personal, proiectul de școală, proiectul de agenție, eu vreau să investesc minim 3-5.000 de euro pe lună pentru dezvoltarea conceptului, videouri, reviste, televiziune. Eu acum fac planul pentru lucrul ăsta. Altfel, eu nu văd cum eu pot să câștig mai mult de 50.000 de euro pe an. Nu cum să câștig eu mai mult de 50.000 de euro pe an dacă asta înseamnă că eu tipa 1.000 de euro bugetul de promovare fac. Respectiv, vreau să realizați și să-mi spuneți la care din branduri voi acum vă aflați. Startup sunteți? Intuitiv sau conștient? Care este? Petru Enache, până una alta, răspundeți, îmi spune că da, Petru, 100%. Deci, dacă conducerea nu înțelege, dacă conducerea nu poate să pună KPI-uri, dacă ea nu depune resurse pentru atingerea acestui KPI, nu poți tu să crești. Uitați-vă, mulți sunt din 1, 1, 1, 1, 1. Început de afacere. Asta nu este problemă. Nu este rușine sau ceva genul, nu zic 1 pentru că eu mă ating vreo și 3. Nu, este realitate. E foarte important să vă calibrați. 1, 2 sau 3. Eu fac bus post cu 30 de baxuri și eu nu mă bag în departament de marketing, video pe YouTube, adică tu de tot ai 200 de baxuri. Cheltuie mai smart, alegeți un canal, fă bus post pur și simplu de $20 și liniștește-te. Sau evoluează în altă zonă și puneți $1000, de $300 pentru video production. De 200-300 dolari pe Facebook, 200-300 dolari pe Instagram, vreo $50 pe Google Search, poate acolo ceva cluiește, vreo 500 de euro de pe un landing page, vreo 1000 de euro, 2, 3, 4 pe un site. Adică nu poți să faci marketing așa cum vrei tu. Trebuie să faci marketing cum se face marketing. Respectiv, ceea ce vreau eu să vă rog este să vă gândiți încă o dată și să vă răspundeți vouă. Cine voi sunteți? Startup, intuitiv sau business conștient? Și reșind din asta, să vă amintiți despre faptul că startup-ul ăsta sunt posteri, какие-то непонятные. Al doilea, intuitiv, asta este ceva deja conștient cu движение, dar nici sistematic, nici planuri mari. Și este business-ul conștient unde este KPI. Și dacă tu ești business conștient, apropo, este încă așa o chestie, câteodată business-urile cheltuie 10.000 de euro, dar se comportă ca un business intuitiv sau cu un startup. Și atunci tu
Care e sensul că tu nu ai creat un sistem care să-ți cheltui 10.000 de euro corect? Tu trebuie să te comporți corespunzător. Ești clasa 1-a, ești clasa 5-a, să ești absolvent de facultate. Tu nu poți să ai atitudine. Ce este KPI? KPI este Key Performance Indication, dacă nu greșesc, indicator de performanță, mai bine zis. Adică eu zic așa, KPI-ul meu în campania trafic spre site sunt 1000 de click-uri. Scopul meu, da? Un indicator de performanță. O să-l mai pomenim mai des, de aceea, dar înainte noi să lucrăm, nouă ne spune KPI-ul, nouă ne spune elementul de sarcină și noi spunem, noi avem nevoie de mai mult trafic, noi avem nevoie de mai mult lead-uri, departamentul de vânzări nouă ne spune, dați-ne lead-uri, dați-ne lead-uri, nouă ne trebuie lead-uri. Păi și noi spunem, ok, ca să vină lead-urile, ca să avem sunete, noi trebuie să facem acțiuni în industria noastră. Acum o să descompunem fiecare etapă și vreau să vă notați ca să luați în calcul acest moment, pentru că, spre exemplu, nu poți crezi o postare pe Facebook fără să înțelegi pentru cine este această postare. Și aici sunt instrumente care te ajută. Dar un lucru care puteți să-l faceți și nu o să pierdeți, indiferent de ce fel de nivel este să înțelegeți începutul lucrului pe fenomenul grafen. Puteți citiți, asta este unul dintre cele mai acum descoperite sau unul dintre cele mai durabile materiale ușoare, care mă duce la gândul și la ideea că oamenii, în primul rând, aleg branduri tari. Adică oamenii, în primul rând, aleg branduri tari. Oamenii deseori se uită la preț. Eu sunt de acord că prețul contează. Eu sunt de acord că când noi vorbim despre ofertă, foarte mult contează. Și pentru asta noi trebuie să creștem brandul. Dacă vrem să facem un marketing mai corect, noi trebuie să creștem brandul nostru. Și mulți spun, noi lucrăm cu Sarafana Radio. Da? Ce înseamnă Sarafana Radio? Sau recomandare, îi se mai spune. De fapt, formula care cel mai tare îmi place este următoarea. Că răspunsul la încrederea, predispunerea de recomandare, adică când eu recomand pe tine, eu am încredere că brandul tău este un brand puternic, este un brand grafen. El are tărie, eu știu, fiți de acord, că să recomanzi întotdeauna este mai responsabil tu ești care ai recomandat decât așa la care se îndeplinească obligațiunile. Pentru că tu îmi spui, nu știu un frizier. Și eu spun, știu, trimit la Colea. Dar Colea îți taie o bucată de urechi. Cum crezi? Tu ești super numai pe Colea sau și pe mine? A spus, și ne-ai recomandat, Dima, și nu știi că el e rășit la cap, mâinile-i crezi dintr-un loc. El măcar v-a frezat pe cineva înainte asta sau a fost numai la tuns oile. Adică când noi recomandăm, noi ne asumăm o parte din responsabilitate față de produsul pe care noi le-am recomandat. De ce creați branduri tari ca oamenii să fie predispuși să vă recomande? Indiferent faceți voi spălătorii de mașini, masaj sau sunteți instruiri sau restaurant, indiferent ce sunteți voi, indiferent. Respectiv, ca să înțelegem ce, de unde vine la noi rezultatul, noi trebuie să înțelegem că pentru atingerea rezultatului, noi avem nevoie de un proces. Noi trebuie să trecem prin noi tot, ca la urmă să iasă un produs. Și vă propun să începem să discutăm pe patru paradigme în baza la listă cea mare de instrumente care noi am creat-o. Deci punctul de start în stabilirea unui plan este crearea fundamentului care va avea capacitatea de a susține vectorul. Adică ca noi să înțelegem. Vrem să creăm un brand. Da? Vrem să creăm o casă. Prima întrebare este casa va fi cu un etaj, cu două sau cu trei. Pe urmă noi spunem casa o construim pe nisip, pe pietriș sau pe apă. Adică fundamentul, ce fel de brand tu vrei să construiești, pune la dispoziție un fundament care să țină tot brandul ăsta. Pentru că eu peste noapte pot să creez o casă. Numai ca să știi că am povestea cei turi de purcerluș, da? Naf, naf, nif, nif, nuf, nuf. Așa că cine tu ești? Patru lucruri pe care azi le discutăm și vreau să vă conectați și să-mi dați feedback-uri în instant, ce insight-uri vă vin, ce idei vă vin în zona asta. Discutăm despre viziune,
O discutăm despre viteză, o discutăm despre realitate și despre risc. Voi ca marketeri, marketologi, marketeri, trebuie să înțelegeți un detaliu, că sunt patru lucruri pe care voi trebuie să vă le asumați. Ori directorul vostru de marketing, ori voi ca marketolog, trebuie să vă asumați viziune, să înțelegeți realitatea, să aveți o viteză corespunzătoare și să vă asumați anumite riscuri. Descompunem aceste patru vectori prin prisma la acel list mare de instrumente care le-am menționat. Haideți să luăm prima, viziunea. Primul lucru pe care trebuie voi să-l faceți este să începeți cu imaginația. Este cel mai frumos lucru care o să se întâmple atunci când voi începeți să creați un departament de marketing sau când voi să începeți să creați o comunicare de marketing pentru compania voastră sau pentru compania în care voi lucrați. Ce înseamnă asta? Visați. Încercați să visați. Pentru cine noi vom crea comunicare? Ce fel de brand noi construim? Cum acest brand va schimba viața consumatorilor noștri? Poate asta este parte din filosofie. Poate asta să fie un soi de... Hai, lăsați-vă poveștile astea, misiune, viziune, valori, da? Eu singur sunt adeptul la așa... La anumite etape nu trebuie să te bagi în problem 3 și în analiza SWOT. Dar dacă tu vrei să creezi un brand puternic, tu trebuie, ești obligat să visezi. Permiteți luxul să visezi că tu vrei să cucerești Moldova. Continentul, globul. Mai departe eu îți vă calibrez, mai departe cum sunt instrumente care îți vă coboare pământ. Să nu credeți că aici visăm, noi vrem în America și gata, ne-am dus în America. Nu. Instrumentele vă vor calibra. Sunt instrumente care îți vă ajute ca visele voastre să devină realitate. Vorbim ca în campaniile publicitare. Primul instrument pe care eu vă-l recomand din lista aceea, la etapa de vis, este instrumentul auditul intern a companiei. Auditul intern, noi apropo avem un model de audit intern care conține 200 și ceva de întrebări. După ce tu ți-ai format o chestie de viziune, tu poți să vezi, ai, n-ai, tu îți faci un fel de audit a companiei interne. A doilea instrument care eu vă-l recomand, asta este avatarul clientului. Fără el noi nu putem începe nici o activitate de marketing, de comunicare, în care până nu știm valorile, obiecțiile, fricile, sursa de informare și minimum o structură pentru cine noi vorbim, pentru categoria luxury, middle, low, noi vorbim pentru regional, național, noi vorbim pentru oameni care suntem scumpi pentru că suntem scumpi sau pentru că suntem departe sau că noi suntem necalitativi sau că ei nu ne cunosc. Înțelegeți? Când nu cunoașteți fricile și obiecțiile consumatorului, toate postările voastre în SMM, în marketing, în copywriting, n-au nici un sens. Și puteți să mă contraziceți. Cu argumente sunt gata, tet-a-tet, să facem battle. Dar eu nu văd niciun sens în postările voastre dacă voi nu știți că eu n-am când să mă uit la postări. Spre exemplu, de ce? Pentru că eu sunt deputat și eu petrec în social media... Nu știu, tipa, 20 de minute când e ședința plenară. Respectiv, tu îmi faci mie 30 de postări, eu ca target la tine sunt mămică cu copii, cu 3 copchii, care dea domnul Sara la ora 10 și se deschide TikTok-ul și Instagram-ul și Facebook-ul și o leac să relaxeze, dar nu, întreagă bărbatul, n-a să relaxeze. Respectiv, aici foarte mult contează pentru cine noi comunicăm. Ca să înțelegeți toate acestea, neapărat luați și analizați avatarul clientului. Analizați concurența voastră. În această cale de a visa, noi azi am avut chiar lucru cu partea de audiență cu, pe programul Mentor My Business și am discutat cu studenta noastră care este în cadrul unui program că primul ce facem noi este trebuie să vedem cine sunt concurenții noștri. Și știți, poate cineva spune, nu-și normal, bună ziua, spui niște lucruri care sunt așa de naturale, îmi vine în rusă, естественно, da? Естественно. 90% din companii n-au analiză concurenții.
La mine, în companie, analiza concurenței este mai simplă pentru că 3-5 oameni, eu pe mână, pe un deget număr, jumătate dintre ei și studenții noștri. Respectiv, nu atât de tare acest instrument contează. Sunt altele care contează. Dar întrebarea la mulți din voi, dacă lucrați în industrie, Elena, evident, da, mersi, în industrie mai complexă, e must have. Cine vrea ceva mai serios, este așa moment ca jobs to be done, o analitică mai complexă a avatarul clientului. La prima etapă de viziune, de vis, discutați despre misiune, viziune și valori. La prima etapă discutați ce fel de brand book să aveți. Care să fie tonul voice-ul vostru? Adică, cum voi o să vorbiți, o să vă permiteți, cum și eu, cu rusizme și să stau în fața voastră în fotoliu? Sau voi întotdeauna să fiți în picioare și să fiți, doamnelor și domnilor, deschidem această seară cu imnul Republicii Moldova, constatând circumstanțele, vrem să fim alături de voi. Ce fel de brand tu ești? Tu trebuie să-mi desenezi în cap la mine, tăt. Dacă nu-mi desenezi, eu inventez pentru tine. Și atunci, ne fact că eu voi desena la mine în cap pe tine corect. Aceste instrumente sunt vitale, colegi, vitale. Rezultatul acestei etape pe care voi trebuie să începeți de la dânsa viziune, pe care voi ați făcut-o prin avatar, job to be done, analiză internă, analiză externă, brand book și restul, știți care este? Este o schiță. Eu nu vreau la prima etapă voi să vă gândiți că la voi să fie format brandul. Departamentul de marketing, marketingul, în prima fază, el trebuie să pipăie ceva. Ceva să pipăie. Înțelegem cum noi suntem, ce culori noi avem, cum noi mirosim, în ce ne împachetăm, cine este audiența noastră, în ce vector noi ne deplasăm, cu cine noi vom colabora, mai departe, cu ce o să fie mai mult. Spuneți-mi cei care privesc, 53 de suflete frumoase, prima etapă de viziune, voi o înțelegeți sau sunt întrebări? De la 1 la 100, cât de clar ați înțeles și cât de relevant este ceea ce vorbim noi aici? Haideți, colegi, vreau să ne pornim, pentru că marketingul a să fie vital, următorii 2-3 ani de zile n-a să fie companii care n-a să-și pui întrebarea, dar marketing există la mine sau nu? De ce voi ca specialiști trebuie să creșteți? Dacă vă nișați în specialist de marketing, atunci veți avea de lucru în următorii 5-10 ani precis. Probabil SMM și vor dispărea, dar marketologii o să rămână. Marketologii au fost întotdeauna. SMM-ii vor evolua în alte funcții. Gheorghe, 70. Gheorghe, eu întotdeauna zic la oamenii care mai jos de 90, eu să încerc să fac tot posibil. 80. Gheorghe, spate și 90 poate? Think about. Puneți întrebări dacă sunt la prima fază. Dar eu vă rog, visați. Dacă nu o să visați, o să creați branduri care deja există. Fiți îndrăzneți. Nu creați branduri pe care le puteți desena din prima. Nu creați strategii pe care, în rusă voi folosi o chestie, pirajoc spelovei polăcchi. Prima ce-ți vine în cap. Și postăm azi. Feedback de la client. Așa te-ți fac. La care obiectiv în viață întâi trebuie să vizionezi lucrul respectiv și să analizezi cu cine vorbești? 100. Ca la orice... Da. Mergem la a doilea. La a doilea chestie, asta este realitatea. Când vă spuneam despre faptul că nu vă temiți să săriți mai sus de nori, nu vă fie frică, pentru că urmează a doua etapă în care toate ideile pe care voi le-ați adunat, le calibrăm cu posibilitățile pe care noi le deținem. Deci, a doua etapă este realitatea și ea la noi se calibrează cu întrebări în baza unde ești, în baza posibilităților, tu ai răspuns la întrebarea ce poți și în baza ambiției înțelegi ce resurse va trebui să pui la dispoziție pentru atingerea KPI-ului. Adică noi înțelegem că ok, noi am spus, bine, haideți noi să lucrăm cu segmentul luxury. Da?
Și tu îți spui, da, dar noi nu avem bani să facem showroom cu de sticlă. La noi există, e din gipsocarton, de cu aboi. Da, la noi oficiu, nu în centru, undeva la Poșta Veche, departe, într-o bortă cu 50 de euro metru, 10 metri pătrați. Adică, înțelegeți? Noi nu avem resurse să creăm brand pentru luxury. Calibrați posibilitățile. Noi nu avem oameni ca să atingem toată țara. Noi spunem, haideți să lucrăm în toată Moldova. Haideți! Super, la primul nivel am visat, e extraordinar. Dar avem noi mâine 50 de vânzători instruiți care se plece în toată țara și să vândă produsul nostru. De obicei știți care e răspunsul antreprenorului în gândul lui. E și ni prost duc, da? Nici vânzătorul nu crede, nici proprietarul nu crede în businessul ăsta. Calibrați la realitate. Ce instrumente pot să ne ajute în asta? Vă spun imediat. Primul instrument este pop and pot. Eu vreau ca voi să înțelegeți că la voi există diferențe și există asemănări între produse. Adică noi, în realitate, înțelegem că noi, ca tare, nu suntem chiar cei mai buni. Eu n-am găsit companie și când noi ne vedem, ca să vă dați seama, eu pe parcursul anului comunic, noi eu cred că cu peste vreo 4.000 de antreprenori, social media manageri, oameni legați și strânși cu domeniul de antreprenoriat sau digital. Eu n-am găsit un brand, nu a fost un brand care să spui, Dumitru, noi suntem cei mai scumpi. Produsul e taxibil. Dacă sincer, vă și trâșovă. Dar vrem să-l vindem în toată Moldova. N-avem oameni, nu sunt calificați, laboratorul nostru e ultimul. Toți se laudă, toți zic, Dumitru, noi suntem cei mai buni. Rețeta noastră de pizza e tocmai de la Nicole Michelo, care au făcut-o cu mâna dreaptă. La noi, tehnologia e adusă din Germania. La noi, gardurile cele mai drepte. La noi, ceara pentru epilare este cea mai ceară. Toți spun că la dânsul e cruta. Și asta e normal, nu genul. Dar dacă voi o să faceți un audit și o să faceți pop and pod, points of difference și points of parity, și o să scriți punctele care țin de ce puncte de asemănare avem noi cu concurența noastră. Pentru că în prima etapă, țineți minte, v-am spus, facem analiza concurenței. Ce puncte de asemănare noi avem acolo? Dar care sunt punctele de diferențiere? Ia că și facem noi și fac, nu fac alții. Spre exemplu, punctele de asemănare între mine și vreo trei concurenți în domeniul ăsta este tematică. Și eu am cursul Facebook, și el are cursul Facebook, și el are cursul Facebook. Punctele de diferențiere este că, unu, eu cu ce pot să mă diferențiez? Eu am agenții, el nu are agenții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu prin agenție am o experiență de vreo 200-300.000 de euro care eu pot să dau mai multe cunoștințe ție decât ți-ar da un om care pur și simplu tot are Facebook. Doi, eu sunt certificat Facebook. Prin asta în Moldova nu știu dacă este cineva. Trei, eu investesc în calitate. Când zic investesc în calitate, asta înseamnă că, spre exemplu, eu foarte mult dedic atenție ca produs să fie calitativ. Da? Vedeți, în jurul meu este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 obiecte în valoare totală de peste 300.000 de lei care sunt pentru ca eu pur și simplu să fac un live. Respectiv, dând calitate în produsele mele, eu pot să dau rezultat în produsele tale. Eu pot scrie punctele de diferențiere care mă diferențiază de concurență. Și eu pot să le scot în față, în campaniile publicitare, ca tu să iei o decizie în baza diferențelor, nu în baza asemănărilor. Da? Baza de completare, tot trebuie să aibă. Un alt element pe care deja ar fi fain să-l analizați este să analizați tehnica SMART. Ce înseamnă tehnica SMART? Tu răspunzi la, și aici este și analiza SWOT, care țin despre puncte tare, puncte slabe, amenințări, tehnica smart, noi o să mai întâlnim și un pâlnii este, dar este rezultatul tău trebuie să fie specific, măsurabil, realizabil, relevant, la timp. Sunt criterii în baza cărora produsele tale,
la un anumit nivel, nivel de promovare, de marketing, nu se supun logicii standarde. Imagine, text, 5 box-uri, bus post. Nu lucrează, de-amă nu mai lucrează instrumentul ăsta. Trebuie să mergi deja mai, să atingi problema, să lucrezi cu audiența rece, pe urmă caldă, pe unde fierbinte, să faci comunicare multi-channel, în Facebook să vorbești într-un mesaj, în Instagram alt mesaj, la televiziune alt mesaj. Adică deja trebuie o leacă de creier, o leacă de strategie. Aici inclusiv noi putem să facem auditul extern, mai detaliat la nivelul de care este în piață, care e cererea în piață, care este situația în piață. Toate aceste instrumente nouă ne ajută să avem o realitate diferită. Și rezultatul acestei realități este că noi încă, în baza procesului de realizare, noi mai analizăm analiza strategiei de piață, da? Ci, care e situația în strategie de piață, care e situația în strategie de produs, care e situația în strategie de preț. Adică, când noi vrem să ne calibrăm realitatea, întrebați-vă, unde voi vreți să lucrați? Strategie de piață. În Moldova, în Chișinău, în Raioane, în Nord-Cet Sutru, în post-sovietic, în Europa, în Asia, în worldwide. Unde voi vreți să lucrați? Strategie de produs. Monoprodus sau multiprodus? Aveți un produs bun sau aveți multe produse? Strategie de preț. Sunteți ieftin, mediu, scump? Cine voi sunteți? Analiza SWOT foarte eficientă. Da, Mariana Dascăl, foarte eficientă, puțin știu să o facă. Dacă sunteți expert bun, adresați-vă la noi, că noi avem nevoie de specialiști în companiile în care facem consultanță. E nevoie de specialiști care să ajute cu analiza SWOT, cu strategiile SMART. Adică aici sunt oameni care au avut interacțiuni cu proiectele. Când scrii un proiect undeva, apoi neapărat să-ți spui, scrii problem trio, analiza SWOT, risk management, nu cred că în tema asta e dolgă istorie. Dar înainte voi să începeți să lucrați, noi încă n-am început să facem content, noi încă n-am început să postăm, noi lucrăm la marketing. Și în strategie de marketing tu nici n-ai un tabel în care tu să înțelegi, tu ca preț, e, nu în principiu la noi prețul e tot una. Nifiga nu e tot una. Una din strategii care la noi a fost prima, strategie de piață, este Chișinău. Primul an, strogă Chișinău. Chiar dacă la noi vine unul de la Bălți, unul de la Sud, unul de la Nord, am avut la Orhei, vine în fiecare seară cu rutiera, numai să vină la curs, noi nu lansăm publicitatea în extern. Acum noi încercăm să facem în România și în Moldova. Strategie de piață o dezvoltăm. Strategie de produs, am făcut o greșeală. La început de cursuri ne-am dat și Facebook, și Instagram, și multe, multe, multe. Acum voi n-ați găsit la noi TikTok-ul. Chiar dacă eu vorbesc despre dânsul, chiar dacă eu îl critic sau îl laud sau îl susțin, eu încă nu sunt gata informațional și nu vreau să mă defocusez să vă fac cursuri de TikTok, chiar dacă aș putea să vă spun ceva lucruri interesante. De ce noi după jumătate de ani de activitate am tăiat toate produsele și am avut doar unul, Facebook Start. Jumătate de an am vândut un produs, doar monoprodus. Pe urmă am înțeles că noi ne percepem o leacă și la Instagram avem case-uri, avem timp, avem oameni, avem bani, am băgat Instagram-ul. Pe urmă am înțeles, am băgat masterat-ul. Pe urmă deja putem face workbook-uri, webinare, online înscris, offline, adică dezvoltați-vă grila de produse pe măsură ce puteți vă dezvoltați. Pentru că fiecare produs este un copil pentru care va trebui să-i dați și haine, și încălțăminte, și mâncare, și de anul nou, și cel mai iurea, fondul grupii pentru fiecare copil, e parte. De ce? Să nu credeți că crescând grila de produse, noi facem și SMM, și design, și site-uri, și strategii de marketing, și tot facem, și când vii la tine, nic calitativ. Strategia de preț. Aici noi din start ne-am poziționat ca unii dintre cei mai scumpi. O oră de consultație la noi este 100 de euro. Un curs offline la noi ajunge până la 400 de euro, 500 de euro. Mentor My Business costă 4.000 de euro. Era până în ofertă 2.000 de euro în ianuarie. Apropo, dacă nu ați prins încă oferta, au mai rămas câte? 3-4 zile la ofertă 2.000 de euro pentru Mentor My Business, 6 luni din consultanță, orice instruire și crearea capacității de venit sau dezvoltarea afacerii voastre. Scrieți în Instagram dacă pe voi vă interesează Mentor My Business și dacă vreți să știți detalii. Dar asta nu a fost ieftin. De ce? Pentru că noi nu dăm rezultate ieftine.
Pentru mine este foarte clar. Ieftin înseamnă că ori lucrează un om, ori nu sunt resurse să aducă multă valoare. Rar când ieftin înseamnă bun. Se întâmplă, dar rar. Deseori. Respectiv, eu nu vreau oameni care spun, da, Dumitru, înțelegi, dar workbook-ul cu 25 de euro, asta e scump. Dacă tu n-ai 500 de lei, să investești într-o carte de 200 de pagini, care în ipoteză, în cea mai slabă ipoteză, timp de un an de zile, minimum să aducă 500 de lei, atunci tu nu înțelegi ce înseamnă investiții proprie. Tu nu înțelegi ce înseamnă investiții în tine. Tu lihco te duci și fumezi două caleane, dar un 300 de lei pe o carte nu se vede. De aceea, momentul vine foarte și foarte complex. Nadejda, cât de relevant va fi targetarea în contextul update-urilor iOS? E o problemă. Eu nu am o poziție și un răspuns în sensul ăsta, eu bănuiesc ceva schimbi, pentru că dacă e așa cum zici, atunci, luând în vedere că 75% de target e pe mobile, asta o să suferi elementul de colectare date, remarketing și chestii. Dar eu nu cred că tăți-s pe iOS, da? Sunt clienți și pe Android, ca mine, spre exemplu. Așa că o soluție va fi. Ne panicuim 100%. Nu genul, lumea n-a să termine dacă mâine se închide Facebook-ul. Voi sunteți creierul. Tot ce noi azi vorbim n-are nici relevanță cu Facebook-ul, Instagram-ul. Tot ține de un instrument care își are update-ul în fiecare generație. Azi noi vorbim despre analiză SWOT. Eu fost și 10 ani în urmă și ies și ești peste 10 ani. Poate ea să aibă un update, dar logica va fi tot aceeași. Omul are o problemă, tu îi dai o soluție. Între voi este o punte care se cheamă marketing, canal, care el aduce informația către utilizator. Înainte era în rus, se cheamă glașata, care străga. Pe urmă, cum înainte? La rutieră, țineți minte? Garare sud, garare sud, garare sud, cine merge, da? Pe urmă, dacă mergeți mai în Moscova, să vedeți că nu strigă. Noi am lucrat radio la gât, la noi, pur și simplu, n-am văzut asta, și cu placatul. Tot e canal de comunicare. Pe urmă, vă duceți în China, la deși în general este 3D, care arată, internetul e plin cu, iese tigru din perete, ai impresia că te mănâncă, muș. Marketingul evoluează, canalele evoluează, logica rămâne una. Este produs, este audiență. Marketingul le unește. Mergem mai departe. Ce noi avem încă în contextul ăsta? Bugetul de marketing, cu siguranță. Bugetul de marketing este unul din punctele importante ale strategiei. Va depinde calibrarea voastră, deci noi mai în realitate vorbim, da? Noi putem vrem tare multe și la sud și la nord, dar dacă bugetul e mitel, ne calmăm. Bugetul de marketing contează pentru că el nou ne arată foarte multe lucruri, ne arată eficiența canalelor și voi trebuie să aveți așa un tabel în care să aveți per sursă cât ați cheltuit, cât ați scos. Tot trebuie să fii foarte transparent și foarte, foarte clar. Fără o evidență, nu există creștere. Acum, când noi am înțeles câteva detalii de calibrare, unul dintre cele mai importante sunt oamenii. Acei care o să vă ajute să implementați tot asta. Și ele sunt trei forme de lucru cu oamenii. Ați auzit nu odată, le repetăm repejor, asta este freelance, in-house și outsource. Respectiv, voi trebuie să vă apreciați per scopul vostru. Voi să folosiți oameni care îi angajați, cu care ați colaborați sau agenții care să implicați. Pentru că scopul vostru nu o să fie de ajuns doar bani. Și voi singuri n-ați reușit să creați un sistem. Doar dacă nu sunteți în prima micro-app unde faci tot singurel, pentru că nu sunt bani, pentru că nu este timp, pentru că nu avem de unde. Când noi începem să facem acțiune, noi trebuie să ne întrebăm, dar și la noi cu canalele de comunicare. Și la noi sunt două tipuri de canale de comunicare. Este canalul online și este canalul offline. Sunt multe, multe oportunități prin care voi puteți să atingeți clientul vostru. Acum, una din strategiile noastre este diversificarea canalelor de comunicare. Cu toate blocările astea în Facebook, în Instagram, cu toată frecvența ridicată, cresc costurile și este timpul să diversificăm un pic canalele noastre de comunicare.
Dacă noi generăm traficul de undeva, întrebați-vă în departamentul vostru, dar ce fel de convertoare voi aveți? Unde la voi consumatorul se convertește? Unde? În magazinul fizic? Call centru? Clienții? Customer service-ul? Unde? Pe site? Pe e-mail? Aveți reprezentanță? E-mail marketing? Telefon? În aplicație? Care este convertorul vostru prin care voi faceți vânzarea? Deci canalele, noi le-am înțeles, online, offline, canalele este undeva duc și ceva acolo se întâmplă. Voi trebuie să aveți răspuns la această întrebare. Rezultatul nivelului 2 este unul foarte simplu. După ce noi ne-am calibrat, noi vedem clar, mai clar, calea. Deja nu este un sketch. Deja calea noastră de marketing nu este o schiță cum era la primul nivel de visă în care noi am schițat. Acum nouă deja ne este mai clar. Și toate instrumentele pe care le-am enumerat au un simplu rol să ne arăte nou în ce direcție noi mergem. În dependență de in-house outsource, în dependență de buget, în dependență de strategia noastră de preț, de piață, de produs, în dependență de resursele care noi le avem la dispoziție, în dependență de timp care noi le avem la dispoziție, noi să înțelegem încotroși cât de departe. Noi planificăm să mergem. Colegi, prieteni, 52 de suflete, dragi mie, eu sper mult că vă ați făcut un stories, ați tăguit almazan.md în cazul când îmi spuneți că la voi este spre 10 elementul de relevanță a ceea ce noi discutăm cu voi azi. Noi am trecut 2 din 4, mai avem încă 2 blocuri importante până aici. Vreau să-mi spuneți de la 1 la 10 dacă îi ohoni ce noi discutăm sau nu în direcția de subiect de marketing pentru piața noastră, pentru voi, pentru audiența voastră. Ce credeți voi? Dacă are sens noi să dezvoltăm acest segment de marketing în Republica Moldova? Ok, 3-4 oameni, 5-6-7 din 50, foarte receptivi. Știți, receptivitatea multora, eu înțeleg, spre exemplu, cineva nu răspunde niciodată la nicio întrebare. Nu sunt așa oameni. Am o ei, eu zâmbit. Chiar dacă e rar, zâmbesc încă. Altcineva nu poate. Respectiv, el la moment zice, da, da, da. Vreau, dar nu pot. Sunt oameni care le rușine sau le este incomod. Dar eu, pentru toți voi, pentru toți cei 51 de persoane care acum sper că mă aud, vreau să vă spun următorul lucru și el nu e legat de vreo manipulare, răspundeți sau chestii genul ăsta. E legat de o realitate. Dacă ești marketolog și aștepți că tu postând sau făcând o acțiune de marketing, sau punând o întrebare, un sondaj pentru audiența care a venit la tine în magazin, în business, aștepți ca ei să răspundă, știi că din 30-90% n-a să răspundă. De ce? Pentru că tu nu răspunzi. Tu nu răspunzi nu din cauza că ești om rău. Tu nu răspunzi din cauza că contextul nostru cultural nu este friendly marketing. Noi suntem inhibați, la noi tot ieșe. Pentru noi, ai ieșit gardușeanul meu și tot normal. Nu este așa o chestie. O ieșit Almazan să facă un live. El azi nu vinde nică. Ne dă gratuit 26 de instrumente. Băi, dar 50 de story să mai trebuiau și în Facebook. Tipa, crăsava, sau figovii content, vă și unfollow fascistăți. Ilie, top 3 cărți, marketing, părerea ta. Ilie, o să păstrez dreptul să citesc pe un coleg, prieten de-al meu, Alexandru Bordea, care spune că nu o să recomand vouă cărți pentru că asta este opasno. Totul depinde la ce fel de etapă de conștientizare tu te afli și atunci o carte poate să te ajute ori să-ți strici ție tot mediul. Despre mine, eu mă informez din păcate mai mult din online decât din cărți.
eu ascult mult marketing aplicativ decât citesc teoria structurii moleculare, chiar dacă cărțile sunt câteodată o formă prin care se poate de găsit multă informație. Dar eu, dacă sincer, n-am când să ascult ce eu vreau să ascult în direcția de marketing, dezvoltare personală, antreprenorială și să urmăresc story-urile la oamenii din business cu care eu rezonez la nivelul viziunii lor. De aceea, din păcate, eu nu o să pot să-ți recomand ceva. Intră în social media în culise, acolo sunt tare mulți oameni care zilnic postează câte 10 și 20 de cărți. Unde să devii mai deștept și unde poți să te informezi în direcția de marketing? Dacă vrei aplicativ, poți să te abonezi la canalul meu și să înscrii în privat și îți mai recomand încă 15 canale care le urmăresc eu. Are sens și chiar dacă nu am o afacere, nu lucrez în domeniu, dar mi-e foarte interesant domeniul. Ok, Svetlana, bun. Aplice NLP-ul, Sorin. Nu, n-am citit NLP-ul. Am auzit câteva filosofii și cred că este o formă interesantă de marketing. Respectiv, dacă tot la voi este ghine, deci eu cred că NLP-ul, ok, el e formă de comunicare, nu de marketing, dar în marketing el este binevenit. A treilea ingredient este viteza. Deci al treilea ingredient pentru voi, ca etapă, este planificarea și implementează instant. Foarte mulți se vor afla la etapa în care o să facă primul pas, o să fumeze și imagineze, pe urmă o să calibreze și o să spui, ok, eu văd vectorul, tot e clar, eu văd drumul și nu o să le ajung un lucru. Nu o să le ajungă decizia de viteză. Ce înseamnă viteza? Asta înseamnă că capacitatea de a crea ceva mare, capacitatea de a focusa pe rezultat, capacitatea de a implementa și integra sisteme noi, e mega important în momentul ăsta, mai ales în secolul 21, când instrumentele se dezvoltă ca furnișele. Capacitatea de a corecta vectorul dacă nu a văzut că merge în direcția corectă și de a risca fără risc, nu o să existe rezultat. Asta trebuie să implementăm. Ce vă zice acolo? 48, 72 de ore, cât trebuie pentru ca o idee care ți-a venit să nu dispară? Adică nu lăsați momentul, spuneam, dacă voi aveți treabă cu marketingul, faceți în urmă webinarul, prostă faceți-vă screen-uri la tăci, eu vă avanzez și căutați această informație. Încercați măcar un instrument, spre exemplu, mi-a plăcut ideea cu asta. Implementați mâine asta. Mâine. Noi acum pregătim cartea pe marketing. Vrem toate aceste cunoștințe să le dezvoltăm și ca workbook pe Instagram și Facebook, vrem și pe marketing să facem un workbook. Și când mi-a venit mie ideea asta, n-am lăsat pe două zi. Noi deja am început lucruri pe direcția asta. Așa că eu când vă dau o idee, poate nu sunt cel mai bun exemplu de antreprenoriat pentru voi, dar credeți-mă, orice instrument pe care eu azi vă povestesc a trecut prin mine ca integrator în altă afacere, în afacerea proprie sau acel care privea cum acest instrument lucrează în afacerea partenerilor sau clienților noștri. De aceea, momentul ăsta este crucial. Câteva instrumente valabile aici o să fie Customer Journey Map. Iar ca asta, dacă o faceți, o să știți îngeri în marketing. Customer Journey Map-ul sunt diferite variații, dacă o scriți în Google minim Customer Journey Map, o să vedeți multe desene. Logica lor este una. Sunt etape prin care clientul trece, etapele se transformă de la conștientizare, de la neconștient în conștient, de la rece spre cald ferbinte, de la fiecare etapă sunt așa numite touch points-uri. Dacă la noi, dacă le vedeți, așa ele se scriu rândul 2 așa mai mare. Adică avem etapa neconștientă și fel de points-uri de contact avem. Poate fi presa, influencerii, poate fi nu publicitatea în stories, nu publicitatea în Instagram. Sau noi avem etapa de conștientizare. Aici noi putem să mergem în remarketing, putem să folosim Google Ads,
Putem să folosim email marketing pe baza internă, putem să folosim PDF, putem să folosim webinare. Adică fiecare nivel de conștientizare a clientului are nevoie de mesaje concrete pentru acest nivel. Greșeala care o facem deseori este că noi același mesaj, bună ziua, apartament cu 360 de camere, 200 de euro metru pătrat, la Ciocana. Nu contează, clientul ăsta știe pe tine sau nu știe, nu contează, clientul ăsta are bani sau nu are bani, pur și simplu lucrăm strategie bomba. Adică aruncăm o torpedă pe Ciocana, că vă zățepit, că vă zățepit. Azi e mai greu de lucrat cu așa strategie. Mult mai relevant este strategia sniper, în care tu spui, tac, pentru bărbați noi trebuie să arătăm un mesaj, pentru femei un alt mesaj. Pentru bărbați ar trebui să arătăm în touchpoint-ul de audiență rece, îi dăm un canal, nu știu, televizorul, dacă avem multi-channel communication, chiar dacă avem un canal Facebook, putem și acolo crea acesta. Rece, dăm mesajul ăsta cu instrumentul VideoViews. La caldă dăm webinar cu PDF gratuit. La fierbinte dăm, e cam aia, spre exemplu, eu comunic cu voi, în pâlnea audienței caldă. Da, adică mă, voi nu sunteți, nu aveți pressing-ul de vânzare. Eu n-am de gând, mă, voi să vă vând. Eu am de gând, mă, să fac un simplu lucru. Nici nu pe NLP, dar pe feeling-ul meu cum eu îmi dezvolt afacerea și dezvolt această piață pe direcția de digital comunicare. Eu vreau voi să faceți cunoștință cu lumea digitală și capacitățile mele și într-o zi când cineva îți vă întrebe, nu știi pe cineva cu SM marketing, voi spuneți, știu pe Talmazan. Și acel cineva îți vine și îți cumpere de vreo 500 de euro. Și ea câte peste jumătate de an îți vine investiția care o fac eu azi. Sau o parte din voi vor să lucreze ca freelancer. Și spun, băi, vreau să fac un 2-300 de euro, dar nu știu de la ce să încep. Atunci îți spun, scrie în Instagram, Dumitru, vreau să fac 2-350 de euro, dar nu știu cum să încep. Și noi avem program Mentor My Business care ți-l dăm la reducere. Să spune, nu, eu sunt angajat, vreau să cresc salariul, am nevoie de instruire, nu înțeleg și asta Facebook, Instagram. Scrie-mi în Facebook, Instagram, Dumitru, am nevoie de un curs, am fost la webinar, vreau o ofertă care nu a mai fost niciodată în viață. Și atunci noi vă dăm vă ofertă. Adică nu este despre neapărat trebuie să vindeți la oameni. Câteodată trebuie pur și simplu să lucrați. De aceea, elementul aici, ce poate să ne ajute la partea asta de viteză, vă spuneam, elementul luarea deciziilor repede, dar și la nivel de instrumentariu este tehnica AIDA, care are inclusiv două forme la nivelul de pâlnie, e că pâlnie în general, asta e baza la tehnica AIDA. Sus atragem atenția, mai jos strânim interesul, mai jos provocăm și la urmă call to action. Call to action, apel de acțiune, vindem. Rezultatul la tehnica AIDA este unul foarte simplu. După ce omul trece prin pâlnea ta de Customer Journey Map sau prin pâlnea de AIDA, el trebuie să știe, eu știu despre acest produs, sus, asta e A, interesul și dorința, eu vreau acest produs sau vreau fix ca la, țineți minte senzația când vedeți la influencer o cremă și spuneți, voi n-ați știut, da? Amuia, voi ați văzut cremă, voi știți. Pe urmă la voi, peste 2-3 zile, vine dorința. Eu vreau fix ca la Marilyn Monroe tuș. Și a treia, voi vădruc vedeți influencer, spune, e tot că ziceați, pe promocodul Dimca, vă moște cupiță, schitcă 50%. Ultima etapă, acțiune. Eu sunt gata să plătesc. Eu vreau asta, eu gata, eu scopt. Eu sunt audiență fierbinte. Sus, eu sunt audiență rești, caldă. Eu știu despre acest produs și serviciu, dar eu nu știu condițiile, nu știu nic. Jos audiență fierbinte, eu vreau și mai departe e clientul. Pâlnea de marketing e unul din instrumentele ține de partea asta de o obține trafic, obține clienți, obține vânzări, retenție. Deci pâlnea de marketing în raport de vânzări voi trebuie să o analizați, parte din comunicarea voastră digitală. Deci orice marketolog ar trebui să aibă sovesti și să gândească că această postare face parte din pâlnea caldă sau rece sau fierbinte. Da? Noi neapărat discutăm despre activitatea unui plan general de acțiuni și aceste acțiuni sunt cruciale. E că luați numai asta azi. E că luați asta azi cu voi și nu zadar ați stat o oră în formatul nostru de webinar. Tot scop planul nostru se împarte în patru nivele. Scopul, oamenii, timpul, bani. Da?
Și noi, planul general de acțiuni trebuie să rezoneze cu aceste date și să fie trecuite, analizate, urmărite toate aceste momente. Noi putem să avem plan de acțiuni per canal. Uitați-vă un exemplu de plan de acțiuni per canal. Asta este un plan după care noi lucrăm pe unele proiecte, în care noi avem rețelele de socializare. Fiecare rețea de socializare are anumite săptămâni, în cadrul săptămânilor sunt zile, în cadrul zilelor sunt redistribuite pe lună, în care zile o să apară, în care zile e planificat. Noi avem neapărat rapoartele în chestia asta de acțiuni. Dar noi suntem la etapa a treia, action. Azi trebuie voi să acționați. Azi trebuie de făcut un plan de acțiuni dacă vrem să avem activitate. Și data și revista, și data și postarea pe Facebook despre faptul că a fost revista, și data și postarea pe Facebook faptul că am fost la revistă, life-ul că suntem în revistă, că am luat premiu, că a venit un client, că am făcut 386.000 de ore de când programăm site-ul ăsta, că planul de postări pe canale, pe care din canale, planul, rapoartele, must have rapoartele, zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale, per fiecare tip de departament, de funcții, de direcții, trebuie să fie rapoarte. Tare crut ar fi dacă pe lângă toate asta, la nivelul 3, în care noi acționăm viteza, noi mai avem și, spre exemplu, un sistem digital în care ne dă securitate, noi avem un CRM care ne arată o transparență a lead-urilor generate din online în oficiul la noi. Și asta nouă ne-ar ajuta ca noi să fim destul de relevanți. Mariana, tehnica AIDA se folosește în copywriting. Exact, tehnica AIDA se folosește în copywriting, dar ea e preluată în copywriting, spun așa, după dânsa să faci structura de atragere a atenției, durere și toate astea. Dar ea e folosită din start, a fost asta, e pâlnea prin care trebuie să treacă clientul. Inclusiv în copywriting, el trece și pâlnea textuală. Tu îi atragi atenția, durerea, îi dai soluția și îi faci un call to action. Copywriterii trebuie neapărat să folosească tehnica AIDA. Vă spuneam despre momentul care trebuie să luați, asta este elementul cu scop, care trebuie să fie susținut de către oameni, echipă. N-ai oameni, n-ai scop. Ai scop, ai găsit oameni, șanse sunt ca scopul tău să fie realizat. Timp, bani. Trei ingrediente care eu tot mă țin de dânsele în ultimul jumătate de an, asta este că deseori oamenii își pun scop mic și au mulți oameni și pierd bani. Cel mai des oamenii îi pun scop mari, n-au nici oameni, nici bani și nici nu nici timp, până săptămâna viitoare trebuie să înregistrăm 3.000 de oameni la webinar. Cât e bugetul? $200. Și nu trebuie să fac? Am și eu o să fac. Deci asta înseamnă că scopul e prea mare. Oameni n-am, bani puțini. Costul pe înregistrare este $1. Cum poți tu cu $50 să ai 3.000 de înregistrați? Trebuie să ai $3.000 buget. Și chiar dacă ai $3.000, până mâine probabil Facebook-ul n-a să reușa să-ți cheltui toți banii. Calibrați toate scopurile voastre în mare parte. Scopurile voastre. Haideți să nu fie așa că chiar toate scopurile voastre. Calibrați-vă la segmentul timp, oameni, bani. Încercați să vă dați seama că timpul este factorul care o decide foarte multe lucruri. Banii sunt care o susțină timpul și oamenii sunt pentru că cei care vor implementa nemijlocit toată activitatea voastră. Rezultatul acestui nivel la noi este următorul. Noi deja avem un sistem care lucrează. Fiecare știe lucru, fiecare știe KPI-urile și fiecare este gata să aducă rezultat firmei noastre sau procesului nostru. Ultimul nivel este nivelul de risc, care este inevitabil și marketingul anului 2021 va fi un continuu experiment și risc. Experimentul ar aduce rezultate și are și o soi de frică, dar frica fără, dacă ai frică, rezultate puțin probabil că o să ai, pentru că fără a risca 10-20% din bugetul de promovare pentru orice canal, nu o să-ți dai seama dacă canalul ăsta este bun pentru tine sau nu e bun pentru tine. De aceea, scopul unui plan corect este să răspundă la o simplă întrebare. Cum eu să trăiesc? Oamenii caută soluții.
ei caută răspuns. Tot marketingul vostru, nu contează ce vindeți voi, el trebuie să răspundă la întrebarea cum eu să trăiesc? Cum eu, ce fel de șampun eu să folosesc? Ce fel de pizza eu să mănânc? Ce fel de haine să mă îmbrac? Ce fel de coafură acum e în trend? Adică elementul de marketing este inclusiv prin manipulare NLP, inclusiv prin tehnica IDA care îți spune ai probleme în familie și tu, da, îți oferim psiholog gratuit. Utriru-i, dar ca direcții de noi manipulăm prin marketing. Și deseori noi spunem la oameni că marketingul ăsta nu e despre nu așa, nu e cesnă. Nu, tipa, nu-i frumos așa, voi amăjiți oamenii, da? Ați pus prețul 99 de lei și aici parcă e mai ieftin decât 100 de lei, da? Adică marketingul este un soi de minciună, dacă vreți. Numai că problema este că dacă tu ai împachetat marketingul frumos, iar conținutul produsului este rău, acest marketing mult n-ați poate să-l țină. O perioadă poate să-l țină, dar mult n-ați poate să-l țină. De aceea, dacă voi vă dezvoltați abilitățile de marketer și creați împachetări frumoase pentru produse frumoase, asta este perfect. O ultimă tehnică pe care aș vrea să vă povestesc este tehnica box. Îmi place foarte mult tehnica asta. Și vreau asta să fie poate a doilea lucru pe care să-l luați minim de la ziua de azi. Este că fiecare din noi are un cap spre fericire. Și în acest cap noi avem multe, multe gânduri și în acest cap la noi există așa o chestie. Că pe fiecare brand noi avem, dacă să ne imaginăm că în capul nostru sunt niște cutiuți, pe fiecare brand noi avem o cutiuță. Pe fiecare, mai bine zis, pe fiecare industrie. Adică în cap la mine sunt o serie de camere. În fiecare cameră este o anumită industrie. Pizza, coafor, haine, muzică, oameni, ceas, mâncare, băutură. Și când eu vreau ceva, eu, de fapt, mă duc în această casă mare cu multe camere, cutiuț, deschid cutiuța pizza și ghiciți. În acea cutiuță stau 3, 4, 5 branduri maxim. Dacă acum eu să vă întreb, haidem la o pizza, după statistică, normal că jumătate îți zică Andy's Pizza, vreo 3 îți zică Caruso, vreo 4 îți zică nu știu care, adică în piața noastră sunt peste 20-30 de pizze. Dar voi cunoașteți 3-5. Acum, întrebarea mea, către tine, concret. Tu ești în cutia mea. Voi aveți produs, voi aveți servicii, voi ceva vindeți. Acum voi încercați să vindeți ceva ce nu este în cutiuța mea. Voi nici nu aveți șansă că eu îți cumpăr din cauza că eu mă duc după cutiuța, nu știu, ce cutiuță? Pizza? Eu nici nu m-am gândit, eu nici nu am de gând. Eu pur și simplu mă duc acolo unde eu știu, acolo unde eu cunosc. Și dar trebuie să întâmple ceva, un context în care eu să te mai adaug pe tine în cutie mea sau să te înlocuiesc cu cineva. Și ca strategia noastră, când noi facem analiza de piață, analiza de produs, este ca noi să aflăm de oamenii noștri, ei cum ei iau decizia, în ce context tu, când iei decizia de cumpărare, tu te afli în cutia mea sau nu? Răspundeți-vă individual, nu e neapărat să scriți comentariu, dar eu sunt sigur că ar fi o chestie foarte interesantă să vă amintiți despre cutiuțile voastre. Anume, să vă amintiți dacă în cadrul la ceea ce voi faceți există acest moment de cutiuță. Haideți să facem câteva concluzii. Câteva concluzii foarte importante. Marketingul există în offline și în online. Voi trebuie asta să luați în vedere și în strategiile voastre de lucru să susțineți acest moment.
Marketingul offline, poate și online, în general, marketing map-ul mare arată cam așa, îl arătăm de fiecare dată pentru că el este destul de complex și destul de mare ca instrumente, canale, e foarte mare. Instrumentele care voi puteți să le activați, despre care v-am vorbit, sunt foarte, foarte multe. Începând la jobs to be done, audit, echipă, canale, customer journey, strategie de preț, de piață, pâlne de marketing, tone of voice, analia, foarte multe. Toate acestea voi trebuie să le aveți. Dacă voi vreți să lucrați în marketing, dacă voi vreți să activați canale de marketing, voi trebuie să lucrați cu minim o parte în aceste produse și ideal și încă cu altele, dacă asta este posibil. Toate aceste momente sunt parte din activitatea noastră. Voi trebuie să lucrați cu instrumente care să vă ajute să vă atingeți planul vostru de lucru. Spre exemplu, un plan pe 6-12 luni ar putea fi, spre exemplu, în formatul ăsta. Aici, atenție, își scriu acei care real vor să facă un plan de marketing. Descriere, misiune, viziune, analiza SWOT, analiza competențelor, competitorilor, discutăm despre piața țintă și o să puteți să vedeți că de sub sunt instrumente, voi puteți să vă faceți screen-uri chiar la toate momentele astea. Obiectivele și KPI-ul trebuie să le punem, fiecare din aceste subpuncte de produse care conțin ca un fel de capitole a unui plan. Ele sunt, apropo, luate practic din o parte din ele, din cartea noastră pe care noi o pregătim. Sunt must-have pentru voi să lucrați. Vă arăt încă o dată screen-ul. Puteți să vă faceți screen la aceste puncte. Spre exemplu, scurtă descriere, rezumat din 2-3 fraze, misiune, 3 componente inevitabile, misiunea companiei, valorile de bază, obiectivele, analiza SWOT, răspunde la întrebările, puncte tari, puncte slabe, adică sunt explicate ce înseamnă ele. Creând aceste momente, voi vă creșteți probabilitatea să aveți investiții mai corectă în tot ce înseamnă departamentul vostru de marketing și instrumentele pe care voi să le folosiți, o să aducă mult mai mult rezultat. Rog foarte mult cei 44 de oameni, 50 de oameni care se află acum la noi în live. Dacă voi aveți treabă direct cu marketingul, sunteți director de marketing, aveți companie și vreți să investiți mai mult de 200-300 de euro pe lună, voi sunteți gata și pentru voi este strategic să implementați măcar o bună parte din aceste puncte pe care eu le-am indicat în precedentele slide-uri. Puneți un plus în comentariu dacă voi credeți că vouă vă este relevant, interesant și strategic să implementați aceste momente. Pentru că dacă voi sunteți specialiști, spre exemplu, de voi este nevoie în piață. Eu, spre exemplu, am 2-3 companii care au nevoie de director de marketing. Scrieți-ne în privat cine vrea să lucreze ca director de marketing companii, în care, apropo, salariul poate să varieze de la 15 la 30 de mii. Un director de marketing. Sunt plusuri. Sunt companii care au nevoie de aceste integrări, de aceste instrumente. Eu v-am promis că azi nu o să vând nimic și azi nu o să vând nimic. Dar dacă cineva din voi, și apropo, tematica, doar asta poate fi, pentru că, ziceam, noi să dăm o ofertă specială pentru cei care sunt în temă pe câteva subiecte. Noi vă dăm o consultație gratuită de 20 de minute, 30 de minute maxim. Pentru toți cei care se înregistrează, o să puteți vedeți undeva butonul de înregistrare, bănuiesc că colegii mei o să mă ajute. Pentru cine este această consultație și vă explic cine trebuie să se înregistreze. Cei care vor să integreze instrumentele date la dânși în companie, dar au câteva întrebări și au nevoie de un mentor sau ajutor. Da? Aveți nevoie de ajutor, vreți să integrați sau, spre exemplu, vreți să beneficiați, nu știu, de programul Mentor My Business
Sau vreți să vă învățați ca toată chestia asta și aveți nevoie de practică. Sau vreți să vă integrați departamentul de marketing, vreți să angajați oameni, dar nu aveți resurse. Puteți să vă înregistrați la consultație gratuită. Despre noi îți pare spus că noi avem multă experiență pe partea asta de social media, partea asta de comunicare și puteți să vedeți că noi suntem nu de azi în piață și partea asta de marketing pentru noi este, dacă vreți, nu știu, destul de clară ce pași trebuie să se întâmple. Sunt nu mulți pași. Vă dau încă o dată ce trebuie să conțină un plan de marketing, un plan de departament de marketing, un plan de instrumente cu care să opereze un departament de marketing dacă vrea să cheltuie o leacă bani mai corect și mai deșteptățel. Iar Teles, puteți să vă faceți screen. Puteți să faceți screen și să googluiți sau să reveniți în YouTube pe Talmazan School și să vedeți înregistrarea webinarului și să vă faceți screen la fiecare etapă de prezentare. Dar dacă vă ați pus plus pentru voi, dacă e relevant, câteva oportunități. Puteți să vă înregistrați la consultația gratuită și acolo se întâmplă câteva lucruri. Primul lucru care se întâmplă este că dacă voi aveți nevoie de lucru în domeniul marketingului, atunci noi putem să vă ajutăm, să vă recomandăm. Da? Adică, Dumitru, m-am înregistrat, vreau să lucrez în marketing, dar nu știu care e fișca de mai departe. Înregistrați-vă la consultație, link-ul, vreau consultație gratuită, 15-20-30 de minute discutăm și vă ajut să vedem unde vă putem să vă ajutăm să vă angajăm. Social media manager, marketolog, director de marketing, orice. Sau voi ați auzit de Mentor My Business, vreți să dezvoltați propria afacere și nu știți ce să faceți, aveți un mic capital, vreți să vă dezvoltați propriul agenție digitală sau să vă faceți business-ul, dar nu sunt oameni, sunteți în micro-app și trebuie de investit 1.000-2.000 de euro mai smart, înscrieți-vă la consultație. Aveți un departament pe care trebuie să îl creați. Sunteți companie, sunteți angajat și știți că șeful vostru are nevoie de departament de marketing, voi de 300 de ani, spuneți. Veniți la consultație împreună cu directorul, împreună cu șeful vostru, ca noi să putem să discutăm despre business-ul vostru și să discutăm despre tot ce înseamnă marketingul aplicativ. Aplicabil. Întrebări-răspunsuri. Legate de seara de azi, legate de departamentul de marketing, legate de tot ce înseamnă social media, dacă este, eu vă rog frumos să le adresați. Sper mult că voi ați făcut stories-uri, ați tăguit talmazan.media, ați tăguit talmazan.school, ați scris mie mesajul în privat atunci când vă trebuit, la întrebările care eu vă le-am spus, doritorii de Mentor My Business sau cursuri cu oferte speciale pentru Facebook Start, pentru Instagram, pentru workbook-uri, pentru Facebook reclame, dacă vreți oferte unicale, care sunt valabile doar cât amuia azi, sara, cât eu mai încă sunt în modul de webinar, scrieți-mi, vă facem oferte. Dacă nu, sper mult că webinarul de azi pentru voi a fost unul relevant, și voi ați putut să luați măcar cât ceva și sper mult că noi suntem utili vouă. În semn de recunoștință, puteți să ne dați câte un like, share și coment. Așa că ascult întrebările voastre dacă sunt. Sunt sau nu? Any questions? No questions. Ok, dacă nu sunt questions, dacă nu sunt întrebări, mulțumim, mi-a plăcut, cu plăcere. Dacă nu sunt întrebări, acesta este Instagram-ul meu, ăsta sunt eu, vara eu așa arăt, iarna arăt așa, respectiv, cei care, Ilie, ofertă detalii, scrieți-mi în Instagram. Cei care cu ofertă, Instagram-ul meu este talmazan.md. Cei care vor ofertă pentru Facebook Start, Instagram, Master Ads, Workbook, Mentor My Business,
scrieți în Instagram, Dumitru, am fost la un webinar, ce ofertă ai pentru și produs care vă interesează. Cei care se înscriu la consultație, ați înțeles, și aștept, adică vă rog frumos, la consultație nu venim la direcție, Dumitru la mine nu lucrează Instagram, ia când m-am scris la consultație. Se înscriu doar cei care real vor să facă ceva, ca noi să nu pierdem timpul unul la altul. Să respectați și timpul meu, vă rog foarte mult. Așa, mulțumim mult de sfaturi pentru viitor, o să apelez sigur la o recomand. Cu drag, Gabriel, cu drag, ne vedem dacă o să fie sens. Eu vă mulțumesc pentru această seară. Vă doresc succes în activitatea social media. Urmăriți-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și unde ne întâlniți pe drum, dați-ne din mână. Aveți grijă de voi. Succes și, cum a spus poetul, cel mai important în viața asta este Talmazan School, așa că aveți grijă de dânși. Succes, baftă și în studio să apară muzica.